Scurt, într-un minut, încă o dată, principalele subiecte. Orașul a fost deblocat astăzi, în totalitate. Instituțiile de învățământ își pot începe activitatea de mâine toate. Mai sunt circa 9 încăperi avariate. Acolo vor fi strămutați copiii dintr-o încăpere în alta, la necesitate dintr-o instituție în alta. 3. Instituțiile municipale au primit indicații să-și formeze echipe pentru a-și face ordine pe teritoriul, perimetru, indiferent, spitale, și așa mai departe, întreprinderi municipale, regii, societăți pe acțiuni, etc. 4. Apel către toate întreprinderile, instituțiile, școlile, universitățile de pe teritoriul municipiului, toți aceia care locuiesc și activează, să iasă începând de mâine la strângerea și depozitarea crengilor, cel puțin pe marginea străzii. 5. În a doua jumătate a săptămânii preconizăm și propunem o zi a curățenii generale în care să se implice cu mai multe unități de transport și agenții economici și subdiviziunile municipale și respectiv poate chiar o zi în acest sens din cele de lucru, vinerea, de exemplu, să fie pentru asta special destinată. 6. Convocăm Consiliul Municipal mâine la ora 9 pentru a aloca surse suplimentare în vederea completării fondului de rezervă și posibilității achitării cheltuielilor care se efectuează pentru lichidarea consecințelor calamității naturale. Cred că am acoperit toate subiectele, nu mai știu dacă mai este ceva.